Polițiștii au organizat ieri o acțiune cu efective mărite tip razie în municipiul Hunedoara. Oamenii legii au legitimat 174 de persoane, au verificat 32 de societăți comerciale și au oprit în trafic pentru control 44 de autovehicule. 17 conducători auto fiind testați în vederea determinării consumului de alcool sau substanțe psihoactive. Polițiștii din Hunedoara desfășoară o amplă acțiune în sistem integrat de tip razie, cu scopul de a preveni și a combate orice faptă ce ar putea afecta climatul de ordine și siguranță publică. Sunt vizate atât abaterile de la regimul circulației rutiere, cât și infracțiunile comise cu violență, cele comise în mediul stradal sau cele din domeniul traficului și a consumului de substanțe interzise. La această acțiune participă structuri ale poliției rutiere, ale poliției de ordine publică, investigații criminale, luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și colegi din cadrul Jandarmeriei Române. Acțiunea de astăzi se înscrie într-un plan mai amplu de măsuri continue adoptate de către Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, având drept scop menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și descurajarea oricăror activități infracționale. Pentru neregulile constatate a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism fără a poseda permis de conducere și au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 15.000 de lei, vizând încălcări ale legislației rutiere. De asemenea, au fost verificate peste 100 de persoane care fac obiectul unor proceduri judiciare. Astfel de activități vor continua în perioada următoare în întreg județul pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică pentru toți cetățenii.